Bine v-am regăsit, este ora 12, urmăriți jurnalul de la miezul zilei. După 9 ani, magistrala 5, care ajunge în drumul Taberei, va fi deschisă publicului. La inaugurarea, care vine 6 ani mai târziu decât termenul inițial stabilit, sunt prezenți premierul Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis. Linia de metrou din drumul Taberei este singura construită de la zero după Revoluție. Vor circula 10 trenuri din actuala flotă Metrorex. Alte 13 ar trebui cumpărate până în anul 2022, dacă licitațiile nu se vor bloca, așa cum s-a mai întâmplat de altfel. Însă, cu mai multe informații, ni se alătură chiar acum colega mea, Gabriela Del Pupo. Îl vedem în imagini și pe președintele României, Klaus Iohannis, care a ajuns în acest moment la inaugurarea metroului din drumul Taberei. Gabriela, te urmărim. Bun găsit, într-adevăr, dintr-un moment într-altul urmează să înceapă inaugurarea aici la Stația Eroilor. Oficialii vor face întâi o călătorie cu trenul pentru a vizita stațiile nou construite, după care se vor întoarce la declarații aici la Eroilor. Așteptăm să vedem exact cum vor primi această lucrare, o investiție de 3,4 miliarde de lei, care, din păcate, a durat 9 ani în loc de 3, așa cum era prevăzut în noiembrie 2011, când au început lucrările la cele 10 stații care vor lega Râul Doamnei și Valea Ialomiței de Stația Eroilor de aici. Mai trebuie să menționăm că mai este o porțiune care este inclusă tot în magistrala 5, dar nu a fost licitată. Acea porțiune ar fi urmat să lege Eroilor de Pantelimon prin Iancului, dar deocamdată nici măcar nu s-a pornit licitația pentru această linie, continuare, de fapt, a liniei din drumul Taberei. Bineînțeles, foarte mulți oficiali prezenți aici și reprezentanții firmei care a executat construcția. Trebuie să reamintim faptul că cea mai grea perioadă pentru această lucrare a fost în 2013, când practic și-a pierdut toată finanțarea în timpul mandatului Ponta și a rămas blocată o perioadă până au început refinanțările. După cum spuneam, întârzieri de 6 ani la lucrările care trebuiau să fie gata doar în 3 și, bineînțeles, foarte multe probleme. Oficialii nu vin pentru prima dată aici, cel puțin ministrul Bode și premierul Orban au mai călătorit cu trenul pe această magistrală în luna iunie, când trebuia să fie recepționată lucrarea și să fie dat drumul călătoriilor, dar atunci o problemă la ventilație a făcut să fie amânat cu câteva luni această inaugurare. Trebuie să spunem că, deși inaugurarea are loc astăzi la ora 12, doar de la ora 14 călătorii pot încerca și ei noua magistrală, care este foarte convenabilă pentru cei din drumul Taberei. Vor fi trenuri la 40 de secunde și, de asemenea, aceste trenuri vor circula cu 80 de kilometri la oră. Iată, chiar în aceste momente, președintele României, ministrul Bode și premierul Orban vin în stația de la Eroilor. După cum spuneam, ei nu se vor opri la declarații acum, ci doar după ce vor face prima călătorie inaugurală cu metroul până în drumul Taberei, vor vizita câteva stații, după care se vor întoarce aici pentru mai multe declarații. Îi putem observa o... Sunt însoțiți, bineînțeles, de reprezentanții firmei care au făcut această lucrare și de reprezentanții Metrorex. Aceștia au spus că totul este în regulă în acest moment. Din informațiile pe care le avem, totuși, la recepția lucrării care a fost făcută de cele 8 comisii de la Ministerul Transportului vineri, nu s-a obținut un aviz de la Inspectoratul de Stat în Construcții. De asemenea, se pare că reprezentanții PMP nu ar fi semnat pentru această lucrare, dar cei de la Metrorex dau asigurări că totul este în regulă. Da, mulțumim foarte mult, Gabriela Del Pupo. Rămânem cu imagini în direct de la stația de metrou Eroilor 2 și o să comentăm acest subiect împreună cu jurnalistul Ștefan
Edveș, realizator Drumurile Noastre. Îți mulțumesc tare mult, Ștefan, pentru că te-ai alăturat discuție pentru această intervenție. Înțeleg că primul perete la această linie a fost săpat în 15 noiembrie 2011 și că proiectul urma să dureze 3 ani și să fie gata în 2014. Deci, practic, construcția metroului a durat de 3 ori mai mult decât era estimat. Am putea spune Sărbine, așa, bună ziua. Cum zic românii, Ștefan, da, bună ziua din nou, mai bine mai târziu decât niciodată, nu? Mai bine mai târziu decât niciodată și cu toată, nu pot să spun, critica pe care o duce emisiunea Drumurile Noastre de la B1 TV, cu toată lupta, să spun așa, cu toată acuratețea informațiilor pe care le prezint, Ștefan. Trebuie să recunoaștem că este cea mai mare lucrare de infrastructură din ultimii 30 de ani. Aici vorbim de o linie nouă de metrou de la cap la coadă. Vorbim de 10 stații, 7 kilometri de linie. Vorbim de peste 1 miliard de euro, doamnă. Prețul de 3,2-3,4 miliarde lei este prețul inițial. Au fost diverse modificări ale contractului, ale proiectului. Cert este că am vorbit cu constructorii, este poate cea mai grea lucrare de infrastructură din România din 1990 până în acest moment, până astăzi. Trebuie să vedem partea plină a paharului, pentru că vă dați seama, sute de mii de oameni vor beneficia începând de astăzi, la ora 14, de această linie de metrou. Și repet, vorbesc de 10 kilometri de linie, vorbesc de 7 stații, constructorii mi-au spus că au fost nenumărate greutăți, sute de probleme, sute de avize, de întârziere, pentru exproprieri, pentru utilități, pentru canalizare, pentru terenuri. Vă aduceți aminte, în urmă cu 4 sau 5 ani, țin minte, la Eroilor, stația unde a coborât președintele, premierul, din cauza unor săpături, a căzut un perete, s-a inundat stația de metrou, dacă vă aduceți de aminte. Se punea problema să cadă anumite sau să se surpe anumite case din zona Cotroceni. Acesta este doar un simplu exemplu, fără să mă duc mai departe spre Academiei, spre favorit Eroilor Moghioroș, drumul Taberei. Repet, după părerea mea, chiar dacă noi am criticat și criticăm, astăzi trebuie să recunosc că se întâmplă ceva extraordinar. 7 kilometri de linie, 10 stații de metrou. Începând cu ora 14, bucureștenii pot să urce, pentru că se va anunța, urmează stația Drumul Taberei. Da, vreau să le enumerăm puțin pentru telespectatori aceste 10 stații de metrou și un depou de asemenea, Râul Doamnei, Constantin Brâncuș, Valea Ialomiței, Romancierilor, Parc, Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară și Eroilor 2. Ștefan, vorbeai despre faptul că e o realizare de anvergură și că autoritățile merită toate laudele astăzi pentru ceea ce bucureștenii vor avea parte începând de la ora 14, înțeleg. Însă nu cred că suntem singura țară din lume care a recurs la astfel de lucrări de infrastructură și nu cred că au durat atât de mult. Totuși ne-am cam potignit în anumite momente, de fapt chiar de la început, pentru că lucrările au demarat cu un an întârziere. Dacă ți-aduci de aminte, pe aliniamentul șantierului era un banner în fiecare stație. Peste 3 ani aici va fi stația dumneavoastră. Nu știu dacă ți-amintești. Adică nu cred că există bucureșteani care trebuia să nu-și amintească. Ții minte acel banner, absolut, nu? Absolut. Bun. Din păcate, 2014 a devenit 2020. Eu stau și mă întreb, în mod normal, în proiectele Ministerului Transporturilor, companiei Metrorex, a Guvernului, următoarea linie, cap-coadă, va fi linia M6, adică linia care leagă, care ar trebui să lege gara de nord de aeroportul Henri Coandă. Dacă aici am întârziat 6 ani, stau și mă întreb, pentru această linie, probabil
Doamne ferește, o să ajungă să existe întârzieri de 10 ani, repet, întârzieri de 6 ani pentru acești 7 km de stații de linii și 10 stații de metrou, în contextul în care totul s-a, nu știu, au fost, știți, acele mega structuri, Varvara și mai era o mașinărie care săpa sub pământ. Țin minte, la un moment dat, Varvara săpa undeva la 40 de metri pe zi. Sau făceam noi un calcul că, în mod normal, Varvara și celelalte mașinării sub pământ își fac treaba. Construiesc sapă tunelul respectiv. Din păcate, mi-aduc de aminte, vă aduceți de aminte, în 2013-2014 au fost 2 ani blocați. 2 ani blocați unde nu s-a construit nimic, lucrările au stagnat, nu a lucrat nimeni nimic la metro, pentru că atunci Ministerul Transporturilor, Guvernul, doamnă, nu a alocat niciun leu. Mai mult decât atât, au fost niște fonduri alocate pentru aceste lucrări, dar Ministerul au luat banii pentru acele investiții, pentru linia M5 și au fost redistribuiți banii în altă parte. Revin la ziua de azi, 15 martie 2020, o zi istorică pentru minister, pentru guvern, toată stima. Nu credeam că o să vină ziua în care o să spun toată stima. Și pentru bucureșteni, Ștefan, în primul rând, este o zi istorică pentru că sunt foarte mulți care au așteptat deschiderea acestei linii de metrou și mă refer aici în primul rând la locuitorii care stau în zona de șantier, în zona care a fost șantier în toată această perioadă și care au fost pur și simplu terorizați de zgomotul infernal produs acolo de lucrări. Și în al doilea rând, pentru cei care vor să se deplaseze dintr-o parte în alta. Vreau să te mai întreb, unde crezi că s-a greșit sau cine a greșit de am avut parte de asemenea întârziere și de o tărăgânare, practic, asta s-a întâmplat până la urmă, a lucrărilor? În primul rând, încep de sus și vreau să spun că primul care a greșit a fost premierul în sub bagheta căruia au început lucrările, țin minte, dacă nu mă înșel, era domnul Emil Boc. Apoi a fost un guvern MRU Mihai Răzvan Ungureanu de câteva luni, apoi a venit guvernul Ponta. Atunci, în guvernul Ponta, lucrările au fost blocate cel puțin 2 ani. Acolo a fost o mare, mare greșeală, pentru că a fost foarte greu să reiei lucrările, au fost N blocaje, foarte multe probleme. Pe lângă faptul, dacă pot să vă repet acest lucru, acel blocaj de luni de zile, aproape un an, de la stația Eroilor, unde a căzut un perete, s-a inundat stația, au fost probleme foarte mari. O altă problemă foarte gravă a fost în zona parcul Drumul Taberei, unde acolo s-au gândit toți la un moment dat, trebuie închis tramvaiul 41, trebuie închisă circulația. Dacă vă aduceți de aminte sau ați trecut prin zona parcului Drumul Taberei, parcul Moghioroș, cum îl cunoaște toată lumea, acolo au fost de cel puțin 2 ani și sunt, și acum sunt, blocaje. Înspre capăt, înspre cartierul Brâncuș, Romancierilor, acolo lucrările sunt terminate, doamnă, de cel puțin 2-3 ani. Acolo însă nu s-au putut face aceea conexiunile între stații. Am înțeles, exact. Mulțumesc tare mult. Și Mulțumesc tare mult, Ștefan Edveș, pentru intervenție, pentru toate aceste explicații extrem de importante pe care ni le-ai furnizat. Șeful statului, Klaus Iohannis, va face și declarații de presă imediat după această vizită. Administrația prezidențială ne anunță că în jurul orei 12:30 vom avea declarații de presă.